De ani buni de zile, administrațiile localităților ne-au obișnuit cu înfrumusețarea urbelor sau a comunelor cu decorațiuni și luminițe de Crăciun. Medgidia nu a excelat în niciun an la acest capitol, însă sărbătorile de iarnă nu au rămas niciodată nemarcate. Cum vor arăta în acest an straile de sărbătoare ale municipiului Medgidia, aflăm chiar de la autoritățile locale. De Sfântul Nicolae ne-am propus aprinderea luminițelor în Parcul Copiilor, de fapt Piațeta Decebal, și de asemenea pe arterele principale de circulație. Anul acesta instalațiile sunt noi, sunt instalații în care pulsează, instalații dinamice, și cred eu că ne vom bucura cu toții de un aspect mult mai frumos față de anii precedenți al orășelului copiilor. Până una alta, pregătirile sunt întoi, se montează ghirlandele, se ornează pomii, iar cei mai norocoși trecători se pot bucura de luminițe colorate atunci când se fac probe.